Cristina, vreau să-mi spui exact ce o să-i faci doiniței aici, pentru că s-au tot inventat o grămadă de chestii de înfrumusețare, dar asta cu botoxul n-am mai auzit-o până acum. Da, este, așa se numește, botox pentru gene și sprâncene, dar asta nu înseamnă că folosim o soluție de botox. Este un procedeu cosmetic non-invaziv, în care rezultatul o să fie super natural, chiar dacă îi arată așa puțin ca și cum o să plece în spațiu. La final, efectul va fi de lifting și pentru gene și pentru sprâncene. Pentru cine este recomandat acest procedeu? Pentru toate cele care își doresc un look natural. La gene, pentru cine nu este adepta genelor false sau cine este într-o pauză cu genele, efectul poate ține până la 5 săptămâni, în funcție și de cum ne comportăm, pentru că noi aplicăm niște soluții de vitaminizare și de îngroșare a firelor de păr, dar dacă avem grijă, poate ține până la 5 săptămâni. În schimb, dacă ne ducem la piscină sau folosim multe alte procedee de cosmetice și efectul se va duce mai ușor. Și avem și rezultatul final. Da. Ia zi-mi, Doinița, cum te simți? Cum mă simt? Cum m-aș putea să mă simt? Superbă, bineînțeles, că sunt tot timpul superba superbelor, dar acum că mi-a făcut Cristina chestia asta, o să... Sincer, mă simt puțin ciudat. Doinița, tu de obicei recurgi la metode de-astea mai naturale sau ai și alte metode de înfrumusețare? Nu știu, secrete de frumusețe, că știi că toate femeile au așa câte un secret. Da, din păcate eu n-am niciunul. Niciun secret? Nu, n-am secrete. Dacă am nevoie să merg la un eveniment, mă machează Cristina. Dacă sunt pe foarte mare grabă, mă machez singura acasă, îmi trag trei linii și am fugit. Alte intervenții la nivelul feței nu am și eu în general nu recomand fetelor intervenții. Cred că e dreptul și alegerea fiecăreia, că mai degrabă femeile apelează la astea, să facă ce îi trece prin cap. Mă rog, eu sunt de părere că s-au transformat prea mult toate aceste fete și deja au început să semene între ele fantastic. Pentru anul 2020, ce planuri mai ai? Pentru anul 2020 am planuri să mai vin la Cristina să-mi facă sprâncenele foarte frumoase. Încă nu mi-am făcut, în ciuda faptului că eu în fiecare an, așa termin anul cu ce am făcut da, și ce vreau să fac în anul care urmează. Anul ăsta l-am terminat fără listă și l-am început fără listă. Am văzut că ai lăsat și o melodie în perioada Crăciunului. Cum de? Și pasiunea pentru muzică, nu? Pasiunea pentru muzică e de foarte mult timp, numai că probabil, mai mult ca sigur, n-am avut încredere în mine niciodată din punctul ăsta de vedere și nici nu mi-am dat timp să studiez. Ai gândit să mai faci astfel de proiecte pe plan muzical? Păi să vedem, știu eu ce-mi preaduce 2020, habar n-am, cine știe, poate mă apuc și de muzică.